La nivel național au fost confirmate până astăzi 27.296 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la ultima informare transmisă de grupul de comunicare strategică, fiind înregistrate 326 de noi cazuri de îmbolnăvire. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.749 au fost externate, dintre care 19.314 pacienți vindecați și 1.435 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după pistare. Din păcate, 1667 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au murit. În numai 24 de ore au fost înregistrate 16 decese. 5 bărbați și 11 femei au pierdut bătălia cu temutul virus. Autoritățile precizează că toate decesele sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități. În ceea ce privește județul Maramure s-a înregistrat în ultimele 24 de ore o creștere a cazurilor de infecție cu noul coronavirus. Astăzi sunt înregistrate 198, cu 5 mai multe decât ieri. În grija medicilor sunt 51 de maramureșeni. În este faptul că sunt 141 de persoane care s-au vindecat cu 3 mai multe decât ieri. Sunt în carantină doar 10 maramureșeni, mai puțin cu 2 decât marți și în izolare la domiciliu 1990 de persoane, cu 134 mai puține decât în urmă cu 24 de ore. Numărul deceselor a rămas la 6.